Bun, hai să mai vedem, oameni buni, încă o dată clasamentul, să-l comentăm puțin, că... Să discutăm partea cealaltă, că sunt mai multe echipe de play-off de anul trecut acolo. Da, ia să vedem. FCSB, Farul, Rapid. Ia să vedem. Da. Și Sepsi este afară. Deci Ucluj 21, Oțelul 16, Dinamo 15, bine, Oțelul cu un meci mai puțin. Da, atenție, da? Petrolul închide primele 6 locuri, da? Ok, da, după aceea FCSB-ul, un meci mai puțin, este de-abia pe 12 cu 9 puncte, 12 puncte de Ucluj. Rapidul la egalitate de puncte cu FCSB-ul, însă are un meci mai mult, da? Așa, Farul... Tot acolo. Da, Farul, tot cu 9 puncte, da? Astea mari, Rapid, FCSB, Farul, 9 puncte, da? Da? Ele, sau... ele și la goluri stau, uite, 10-12, știi, 9-12. FCSB-ul cu restanță la Botoșani. Da, FCSB-ul o restanță, deci FCSB-ul, dacă va bate la Botoșani, e posibil, ar face 12 puncte și se duce pe 8. Da. Arată mai bine locul 8, știi cum e. Arată. Mai înțeles, știi? Bun, acum deci lucrurile stau în felul următor. Ca să intre FCSB, trebuie să... Bine, mi-e greu să cred că Petrolul, nu știu, vă credeți că Petrolul va ține ritmul? A? Dane, Cobra, Petrolul nu, va nu cred, dar poate e posibil la problemele pe care le-au, mi-e greu să cred. Sepsi poate să intre. Păi dacă intră și Sepsi, și Rapid, și FCSB, pe cine scoți de acolo? Că uite, Ucluj are 21 și 14, deci în momentul de față e diferență de 6 puncte. Întreb, de 5 puncte, de uite, că așa poate să-și dorească să zică și domnul Hagi, că domne ajung. Dar uite, Rapidul are 9 puncte, Petrolul are 14. Sunt 5 puncte. Bă, e complicată rău, pe cuvântul meu de onoare. Stai puțin, lasă-mă Dinamo, puțin. Dinamo, 15 puncte. E complicată rău Oțelul, de tot. Oțelul, 16. Pă bine, FCSB-ul are și o restanță la Botoșan. Cred că bat, urcă pe 8, ai înțeles? Și Petrolul nu cred că rezistă. Nu, eu zic că FCSB-ul prinde sigur play-off-ul. E groasă cu Rapidul. Okay. După aceea, scuză-mă puțin, Petrolul... Dinamo da, are deja 15 puncte. Scuză-mă, l-avem și pe domnul Becali la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Domn Becali, ne uitam și făceam calcule acum pe clasament. Cine iese de acolo, de la play-off? Da, mi-e greu să cred totuși că Petrolul va ține ritmul la play-off, acum, sincer. Până dacă batem pe play-off-ul, batem, trecem în locul lor, facem noi 15. Pe cine dacă bateți? Noi dacă batem, cum ar veni, meciul lipsă și Petrolul batem, deja suntem pe locul 6. Da, mă rog, steți acolo, pe 8, practic, pe clasament. Sunt două meciuri. Da, da. A, da, corect, aveți dreptate, domn Becali, așa e. Dacă batem Petrolul, facem 12. Ei rămân la 15. Câștigăm meciul cu Botoșanu, facem noi 15. Deci trecem în locul Petrolului noi. Na, eu cred că, indiferent că e greu, că nu știu, eu sincer nu vă văd să nu prindeți play-off-ul, sincer, nu, chiar nu vă văd. Foria. Păi nici eu nu văd, dar e fotbal și la fotbal trebuie să-ți iei măsuri, că dacă nu-ți iei măsuri, după aia te trezești cu mari emoții la sfert final, da? Deci ce înseamnă să-ți iei măsuri? Trebuie să vii prima dată pe loc de play-off și după aia să fii la o distanță de 6-7 puncte de o locul 6. Asta înseamnă măsuri. Dacă intri în play-off și sigur o să intrați, la câte puncte ar trebui să fii ca să poți să te bați la titlu? Adică nu, mai pe românește vă întreb altfel, care ar trebui să fie diferența maximă să nu, să nu periclitezi șansele la titlu? Maxim să fie maxim, adică păi nu, dar eu vreau să fim noi în față, noi să terminăm play-off în față, noi la diferență de puncte. A, voi să câștigați play-off-ul? Voi să câștig, eu vreau să... Domne, prima dată spunem rău, maxim ce trebuie să facem. Dar intenția e câștigarea play-off-ului cu 4-5 puncte înjumătățite, adică 8-9 puncte diferență. Păi și aveți timp, domnul Becali? Că nu știu dacă aveți timp să faceți asta. Păi nu, păi, dar mă refer față de ce ferești de Craiova, nu față de Universitatea Cluj, că de momentul ăsta nu mă interesează. Da, am înțeles. Am înțeles. Deci primul obiectiv este să prindeți play-off-ul, să puneți 6-7 puncte de locul 7, să stați liniștiți. Al doilea,
câștigarea play-off-ului la câte puncte, nu știu cât o fi. Și al treilea... câștigarea campionatului. Și al treilea campioană la 10 puncte, cu 4 etape înainte de final, ca anul ăsta. Uh-huh. Am înțeles. Bine, aveți echipă, că aveți 3 echipe, nici 2 echipe n-aveți. 3 aveți, cred, acolo. Ui, o să vezi ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla? Păi că se va întâmpla că va fi un fel de vijelie de vom câștiga 3-4 goluri diferență la fiecare meci. Rapidul după meciul de aseară iese din lupta pentru play-off sau încă nu? Ia, nu e mă cu orea. Stai mă să vedem, jucătorii noi, nu-i, că-s bune, mie mi-a zis meme, eu nu știu eu. Dar mi-a zis meme că ea jucătorii a unul din ei care este de culoare. Da, atacantul. Da, este căci că foarte bun jucător acum. Să vedem acum, nu știu. Nu? Și ce a zis meme? Că sunt jucător bun de valoare? Mi-a zis, bă, Gigi, ăla jucător valoros. Nu știu. Bupenza. Și stai să vedem când o intra ăia jucători, iar... Bă, Corea, sunt jucători noi până fac relația de joc. Nu știu, dar nu e rapidă. Rapid e rapid, adică omul a investit bani acolo. Nu poate să fie de... Nu? Da. Da, nu. Eu tot cred că... Da, da, să spun un lucru. A. Că o scoatem pe Petrolul, să zicem. Da. Că o scoatem pe Petrolul. Că o scot și ei pe Petrolul, nu numai noi. Numai că pe Petrolul trebuie să scoatem două. A noi o să scoatem... Dar mai trebuie după aia... Da. Și noi și ei, ca să nu spunem numai ei... Trebuie să scoatem Petrolul și una din Oțelul și Dinamo. Deci, prea mai pericol, că dacă trebuie să o scoți pe Dinamo, de exemplu, te bate Dinamo, hai la revedere. Trebuie să o scoți pe Oțelul, te bate Oțelul, hai la revedere, că se adâncește distanța. Deci de-aia eu vorbesc pe o rugiune, dar eu mă uit pe clasament și văd. Deci noi trebuie să batem Petrolul orice preț vrei să batem. Da, da, așa este. Aveți dreptate. Păi nu te joci cu asta. Nu. Te bate Petrolul, se duce Petrolul. Mai în față rămâi 12, fac 18 și după aia aleargă după play-off. Da, și nu poți să știi, cum a zis noastră, și cu Rapidul. Nu poți să știi. Poate intră jucătorii ăștia, poate se schimbă treaba. Dacă nu știi, dar este noi și noi și ei, avem o problemă cu play-off-ul la ora asta. Noi și ei. Nu ca să nu zic ei numai, că și noi avem. Înțelegi o problemă, da, cu play-off-ul. Deci noi avem și cu Rapidul problemă cu play-off-ul. CFR și Craiova n-au nicio treabă. Da, da, da. A picat bine, nu că victoria lui Iași. Cu cine? Cu Craiova? Da, da. V-a picat, că noi am luat un punct, i-au pierdut. Deci, la ora asta sunt 3 echipe care se știu în play-off. Uh-huh. Cluj, CFR și Craiova. Astea sunt doar 3 echipe care se știu în play-off. În rest, celelalte 3 nu se știu. Da, corect. Așa este. Dar oricum, surpriza mare că i-a bătut Iașu. Cred că nu v-ați aștepta, sincer. Bă, pe Giulești, nu te aștept să bată nimeni pe Giulești. Nu, nu, mă refeream la Craiova, zic. Surpriza mare că i-a bătut Iașu. Pe Craiova, zic. A, pe Craiova, da. A, pe Craiova, da, da, pe Duda, e văzut că i-a făcut, ea țândări a făcut, adică a avut ocazii multe, nu? Da. A avut ocazii, norocul lor al Iașului și al nostru, că a plouat. Uh-huh. Și nu conta calitatea jocului, știi, adică era joc de luptă și ăia au fost luptători mai mari. Da, da, da. A fost, dacă și câștigați la CFR era o etapă perfectă. Perfectă era etapa. Păi ce să facem? Asta e, n-am făcut bine.